Deși legea prevede deja de 4 luni obligația ca restaurantele, cafenelele și cantinele să ofere clienților apă gratuită, mulți români nu cunosc asta. Însă o altă problemă este aceea că și reprezentanții localurilor se prefac că nu cunosc regula. În loc să ofere clienților gratuit apă neîmbuteliată, le vând în continuare sticle de apă plată sau minerală la prețuri considerabile. Multe restaurante și cafenele profită că nu pot fi încă sancționate, pentru că legea nu are nici până acum norme de aplicare. Din dorința de a reduce utilizarea plasticului și de a proteja mediul, Comisia Europeană a cerut reducerea consumului de apă îmbuteliată. România s-a conformat, iar în aprilie anul acesta a stabilit prin lege că restaurantele, cantinele și serviciile de catering au obligația să furnizeze gratuit clienților apă potabilă neîmbuteliată din rețeaua de distribuție. Un restaurant din centrul Brașovului este printre puținele care oferă clienților apă de la robinet și nu orice apă, ci una filtrată prin sisteme de alcalinizare și ionizare. Manager restaurant, trebuie să ne conformăm, să respectăm regulile care sunt la nivel european, dar să știți că procentul nu este foarte mare. Nu o să vezi prea mulți oameni care să ceară apă neîmbuteliată. Noi românii suntem un popor obișnuit să cumpere apă la sticlă. Preponderent străinii care au mentalitatea cu apă la carafă, acolo ai să vezi așa ceva. O demonstrează și statisticile. România este pe locul 10 în Uniunea Europeană cu un consum de apă îmbuteliată de 106 litri per cap de locuitor. În schimb, în Danemarca, Suedia și Finlanda se consumă de 5 ori mai puțină apă îmbuteliată. Experții atrag atenția că în unele zone din România apa de la robinet poate fi periculoasă pentru sănătate. Există însă soluții pentru această problemă. Astfel, apa îmbuteliată rămâne în topul preferințelor românilor. Relatează Antena 3.ro.